Good morning, everyone. Thank you and welcome to the second day of Build Green CEE, Energy Efficient and Ecological Design for the Region. I wanted to thank the two ministries involved as founding supporters of this conference, the Ministry of Development, Public Works and Housing, and the Ministry of Environment and Sustainable Development. Both have been very early supporters of this conference. The ministries have provided seven speakers who prepared presentations and enthusiastic support from the beginning. So it's very encouraging for our organization to have that support, and I think this is a very good sign for more innovative construction and more environmentally responsible construction for the future, not only for Romania, but for the region. And we spoke yesterday about the importance and the economic opportunities that green building can provide. So there's really a lot of wins, and it can be economic opportunity and also will be better living conditions as well. And it will take a effort by many to do so, but it should be very positive results. I would like to introduce our first speaker. This is the State Secretary of the Ministry of Development, Public Works and Housing, Mr. Iremia. And he will provide some comments on the Romanian government's response, and particularly his ministry. Good morning, bună dimineața. Această tematică a construcțiilor verzi, a construirii ecologice, este un domeniu de mare interes pentru instituția pe care o reprezint, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor. Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite însă posibilitatea generațiilor viitoare de a satisface propriile nevoi. Deși inițial dezvoltarea durabilă s-a vrut să fie o soluție la criza ecologică, determinată de intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea continuă a mediului, conceptul s-a extins apoi asupra calității vieții în complexitatea sa și sub aspect economic și social. De câțiva ani se vorbește din ce în ce mai mult de necesitatea regenerării orașelor, despre reabilitarea patrimoniului reprezentat de cartierele istorice, despre necesitatea îmbunătățirii condițiilor de locuire în cartierele de blocuri, despre reamenajarea și înfrumusețarea spațiului public, piețe, scoaruri, parcuri, despre modernizarea infrastructurii urbane, de la rețelele de apă, gaz și electricitate, până la drumuri și rețele de transport în comun. Aceste acțiuni au ajuns să facă parte din prioritățile agendei politice actuale în România, ele fiind asociate obiectivelor formulate generic în politicile publice cu numele de regenerare urbană și dezvoltare urbană durabilă, obiective susținute de către Uniunea Europeană prin politici și programe specifice. Prin programul operațional regional, Uniunea Europeană a alocat României pe perioada 2007-2013 3,7 miliarde de euro, axa cea mai finanțată fiind susținerea polilor urbani de creștere, axă în cadrul căreia vor fi finanțate și acest tip de proiecte integrate de regenerare urbană. Pe această axă sunt alocate 1,2 miliarde de euro. Începând cu anii 80, Uniunea Europeană a dezvoltat o întreagă reflecție în jurul problemelor orașelor și a dezvoltării durabile. Astfel, reflecția comunitară a început de asemenea în jurul problemelor de mediu și al conceptului de dezvoltare durabilă și a integrat ulterior problematica dezvoltării orașelor, evoluând către conceptul de dezvoltare urbană durabilă. Legătura dintre dezvoltarea durabilă și dezvoltarea orașelor s-a definit treptat. Inițial, dezbaterea era centrată pe protecția mediului, dar constatarea că în țările Europei Occidentale peste 80% din populație trăiește în mediul urban a introdus în dezbatere problematica protecției mediului urban și deci a dezvoltării urbane. În România de azi, populația urbană reprezintă puțin peste 50%, dar fenomenele migratorii ne fac să apreciem că tendința este de creștere, de concentrare a populației în mediul urban. În prezent, respectând principiul subsidiarității, intervenția Uniunii Europene în domeniul dezvoltării urbane durabile se face în cadrul politicii regionale și prin intermediul fondurilor structurale, despre care puțin mai înainte am amintit.
Regenerarea urbană, promovată de Uniunea Europeană, cu variații de vocabular, regenerare, reabilitare, renovare urbană, termeni întâlniți în diferite documente europene, desemnează un pachet de principii de acțiune care au ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea durabilă a orașelor. Acest pachet de principii de acțiune definește un cadru comun de acțiune fundamentat pe cele trei componente interdependente ale dezvoltării durabile: economică, socială și de mediu. Dezvoltarea niciuneia dintre aceste componente neputând fi favorizată în detrimentul celelalte. Mai precis, acțiunile care urmăresc încurajarea creșterii economice în orașe trebuie să țină cont și să protejeze calitatea mediului urban și în același timp să întărească coeziunea socială, tot așa cum acțiunile destinate să amelioreze calitatea mediului trebuie să conlucreze la creșterea atractivității orașelor și, în consecință, la creșterea competitivității întreprinderilor care sunt implantate. Acestea sunt niște cerințe ale documentelor programatice, documente pe care și le-a însușit și România. Deși constatăm în ultima perioadă, în practică, faptul că nu totdeauna autoritățile locale țin seama de conlucrarea dintre cei trei factori, economic, social și de mediu. Și exemplul Bucureștiului, din păcate, nu este unul dintre cele mai bune. Situația actuală. În ultimii ani asistăm la un proces de transformare internă a localităților de dimensiuni mai mari și un proces de extindere a majorității localităților, proces însoțit de câteva fenomene importante. Reașezarea în teritoriu a populației, emigrarea sau plecarea temporară în alte țări a unei părți din adulții apți de muncă. Transformări funcționale în interiorul localităților, determinate de necesitatea implantării construcțiilor comerciale, a birourilor, a locuințelor colective, reconversia zonelor industriale sau unităților industriale izolate, reconversia unităților militare, implantarea în teritoriu a marilor magazine, a unităților de depozitare și a unităților industriale mici și mijlocii private. Un al treilea fenomen este dezvoltarea sistemului de legături în teritoriu și localități, autostrăzi, drumuri rapide, șosele, căi ferate, apariția porturilor de agrement, extinderea aeroporturilor existente, înființarea de noi aeroporturi, organizarea circulațiilor în localități, amenajarea spațiilor pietonale. Un al patrulea fenomen care afectează nu doar România este creșterea competiției economice globale, globalizate, și restructurarea geopolitică afectează competitivitatea regională și preferințele de localizare a activităților economice, cu puternic impact privind rolul și atractivitatea orașelor. Principalele categorii de probleme ce decurg din aceste fenomene sunt distrugerea, degradarea, poluarea și creșterea vulnerabilității mediului natural, reducerea constantă și irreversibilă a potențialului agricol, apariția unor cartiere monofuncționale, cu separarea, distanțarea locuinței de locul de muncă, generând importante fluxuri de vehicule, congestionarea ale traficului, pierderea de timp și poluarea aerului. Transformarea zonelor urbane prin depășirea granițelor orașelor și fragmentarea spațiului urban prin rețele de infrastructură, formarea unor zone dezechilibrate și generarea unor buzunare persistente de sărăcie care induc excluziunea socială și economică, disfuncționalități în infrastructura stradală și edilitarea orașelor, și aici mă refer la rețele de alimentare cu apă, la apele reziduale, la colectarea, depozitarea și tratarea deșeurilor urbane, infrastructura stradală deficientă, transportul în comun. Toate aceste probleme creează riscuri, pericole și amenințări pentru mediul natural, social și economic și devin în mod constant tot mai greu de rezolvat, cerând soluții inovatoare într-un proces de management urban integrat. În acest context, se poate vorbi de realizarea de clădiri durabile, tema conferinței de astăzi, clădiri care integrează abordarea sistemică prin eficiența utilizării resurselor, cu asigurarea confortului și securității utilizatorilor la nivel de comunități pe toată durata ciclului de viață. Este deja cunoscut faptul că Uniunea Europeană, prin directiva 91 din 2002, a reglementat problematica performanței energetice a clădirilor, iar noi, România, am fost printre țările care am adaptat legislația noastră la această directivă prin legea 372 din 2005, lege care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007, data intrării României în Uniunea Europeană. Această lege
372 prevede certificarea energetică a clădirilor și aplicarea de măsuri de reducere a consumurilor energetice din clădiri. Deja în ultimii ani, Ministerul s-a preocupat de atestarea certificatorilor, a auditorilor energetice ai clădirilor. Avem deja câteva sute de astfel de auditori în România. Toate construcțiile noi care au primit autorizare de construire după 1 ianuarie 2007 trebuie să aibă la recepție și un astfel de certificat energetic. Printre prevederile incluse în această lege, se propune luarea măsurilor de îmbunătățire suplimentară a performanței energetice a clădirilor existente, respectiv de concepția clădirilor noi, care vor ține seama atât de condițiile climatice locale, cât și de condițiile de realizare a confortului termic interior și eficiență economică. În acest fel, clădirile vor avea un impact major asupra consumului de energie pe termen lung, iar cele nou construite vor trebui să respecte cerințe minime privind performanța energetică, performanțe adaptate zonei climatice. În anul 2007 am început construirea a 10 blocuri pilot care să folosească surse neconvenționale de energie. Este cazul energiei geotermice. Încă nu sunt finalizate aceste blocuri, dar credem că ele vor fi un exemplu de bună practică ce urmează a fi preluat și de către alți dezvoltatori imobiliari. În aceeași lege este prevăzut faptul că, începând cu 1 ianuarie 2010, orice tranzacție imobiliară trebuie să aibă la bază și un certificat de auditare energetică a clădirii respective, locuință, apartament, casă. Pentru că așa cum în momentul în care cumpărăm un echipament electrocasnic, vrem să știm cât consumă, la fel cum când cumpărăm o mașină, ne interesează nu numai viteza pe care o poate atinge, ci și consumul. Când un cumpărător va vrea să achiziționeze un apartament, o casă, trebuie să știe cât îl va costa să locuiască în acea casă. Mai mult, chiar și în cazul contractelor de închiriere, chiriașul trebuie să știe cât îl va costa, pe lângă chirie, cât îl va costa să locuiască în acea casă din punctul de vedere al costurilor energetice. Chiar și o casă obișnuită poate fi transformată într-o locuință verde. Aplicând principiul ecologiei pasive, poți încerca să consumi energie cât mai inteligent, fără să risipești inutil. Îți poți izola casa și poți folosi geamuri în sistem termoizolant, asigurându-te că niciun grad Celsius nu părăsește incinta fără acordul tău. Bineînțeles, nici să intre căldură în timpul verii, pentru că transferul este în sens invers. Ministerul nostru derulează în ultimii 3 ani un program de reabilitare termică a clădirilor, a blocurilor de locuințe construite în perioada 1950-1990, această perioadă fiind caracterizată de faptul că normativele din acea perioadă nu au fost dintre cele mai fericite în domeniul eficienței energetice. Dacă în primii 2 ani am reabilitat doar 20-30 de blocuri, dar am realizat 600 de audituri energetice, în acest an am început finanțarea 145 de blocuri de locuințe, blocuri din toată România. Este cel mai generos program de susținere a acestui proces de reabilitare termică. Noi, Ministerul, finanțând atât auditul energetic și proiectarea, iar lucrările de execuție sunt finanțate în proporție de 34% de către Minister, 33% de către consiliile locale și doar 33% este finanțat de către proprietarii apartamentelor respective. În această perioadă, chiar săptămâna trecută la Senat, s-au adoptat câteva modificări legislative pentru a face ca unele obstacole apărute pe parcursul implementării programului să fie înlăturate. Totodată am implementat un program de reabilitare termică a clădirilor publice, clădiri publice din domeniul social, în baza acordului între guvernul nostru și guvernul Confederației Elvețiene. Este în derulare programul pilot de reabilitare termică a clădirilor respective. E vorba de o finanțare de 10,7 milioane RON din fondul elvețian,
din veniturile proprii ale Ministerului 3,58 de milioane și în completare din bugetele consiliilor locale și județene 10% din valoarea construcțiilor respective, din lucrările de construcții, montaj și utilajele respective. Ca urmare a derulării programelor pilot de reabilitare termică, Ministerul nostru are experiență în colaborarea cu autoritățile administrației publice și locale și deține informațiile necesare în baza cărora se pot fundamenta soluțiile de reabilitare termică pentru creșterea performanței energetice a clădirilor. Pentru a răspunde la noile provocări, dar și pentru a rezolva problemele clădirilor din orașele noastre, trebuie să construim politici de dezvoltare urbană durabile, proiecte integrate de regenerare urbană, cu respectul valorilor și identității locale. Vă mulțumesc!